Sărbătoarea Pașterului este una, prin excelență, o sărbătoare a luminii și a bucuriei. Dacă noi căutăm, din punct de vedere spiritual, să, să facem o, 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 o răsucire înspre noi înșine, să vedem care sunt hibele din noi, să ne facem o revizie tehnică și să ajungem la această stare de conștiință, o stare de conștiință cu o anumită claritate morală prin care să spunem păcatul, tot ceea ce este rău, mă dezintegrează, îmi creează o disfuncționalitate la nivelul trăirilor mele sufletești. Și atunci am nevoie ca să-mi regăsesc unitatea mea interioară. Cred că una dintre hibele omului contemporan este că el trăiește o schizofenie spirituală, schizofrenie în sensul, cât se poate de etimologic al, al cuvântului. Adică o ruptură, Ruptura. o ruptură la nivelul minții, la nivelul al, a tot ceea ce presupune Universul nostru, uh, Universul Și ne dezintegrăm, trăim atât de dispersați, atât de, de, de împrășteați în toate, în toate direcțiile și nu mai, nu mai găsim acel uh, punct de uh, referință, acel centru al uh, existenței noastre.